Înființat în 1860 ca instituție publică de învățământ, Colegiul Național Gheorghe Lazar din București constituie o adevărată școală a elitelor românești de-a lungul timpului. Astăzi, profesorii de la Colegiul Gheorghe Lazar încearcă și chiar reușesc să ducă mai departe tradiția înaintașilor lor. Unul dintre aceștia este și domnul Sorin Mărgărit, profesor de istorie la acest prestigios colegiu din București. Când a început istoria pentru tine? Bună ziua și bine ați revenit astăzi la noi în vizită, în Colegiul Național Gheorghe Lazar. Istoria, ca și pasiune, dacă mă întrebați, cred că din totdeauna, din vremuri imemoriale, chiar și pentru mine. A fost o pasiune din copilărie pe care încet, încet mi-am transformat-o în meserie. Încă de mic am fost cumva poate nostalgic, poate atras de necunoscut, mi-am pus întrebări, am încercat să aflu răspunsuri. Am încercat să compar informațiile din mai multe surse și să încerc să interpretez adevărul istoric prin prisma propriei conștiințe, prin prisma propriilor mei ochi. Așa că încet, încet am fost atras către studiu. Nu am început cu istoria. Vreau să vă spun că prima mea facultate a fost dreptul. Apoi am făcut istoria, pentru că la vremea respectivă, sincer să fiu, m-am gândit că după ce termin facultatea va trebui să mă angajez, să mă susțin. Și nu am considerat fezabil la vremea respectivă că poți trăi în urma unei astfel de facultăți. Așa că am ales prima dată facultatea de drept, urmând ca după absolvirea ei, după ce am profesat o bucată de timp în administrație, în mai multe domenii, ca să zic așa, am revenit la marea mea dragoste, am urmat cursurile Facultății de Istorie din cadrul Universității București, de asemenea și cursurile de master, am făcut master în arheologie, și acum sunt la doctorat, tot în cadrul Universității București, la Facultatea de Istorie. Când ai ajuns la catedră? Când ai ajuns la Colegiul Național Gheorghe Lazar? Prima dată am predat în anul 2007, pentru o scurtă perioadă de timp, la Colegiul Național Matei Basarab, fratele geamăn al Colegiului Național Gheorghe Lazar, pentru că ambele instituții de învățământ au fost înființate prin decretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Colegiul 2 fiind Colegiul Național Gheorghe Lazar și gimnaziul al treilea, cum era la vremea respectivă, publicat în Monitorul Țării Românești, Matei Basarab. O scurtă perioadă de timp, pentru că din motive lesne de înțeles, la vremea respectivă aveam 25 de ani și, cum spuneam, trebuia să mă susțin, iar un profesor debutant nu are un salariu atractiv. Iată că asta este o mare problemă a sistemului nostru de învățământ, așa că a trebuit să mă reorientez. În cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazar sunt de anul trecut. Profesor. Ce înseamnă viața la catedră? Este o perioadă extraordinar de frumoasă, o perioadă care îți aduce satisfacții personale incomensurabile. Cred că meseria de profesor este una dintre cele mai frumoase meserii, cu atât mai mult când o faci cu plăcere într-un mediu extraordinar, așa cum este Colegiul Național Gheorghe Lazar, un colectiv profesoral de excepție. Am colegi deosebit de bine pregătiți, niște oameni extraordinari din punct de vedere profesional, dar și uman, pentru că se implică foarte mult. Colectiv condus de către doamna director Ionela Neagoe, care este dedicată trup și suflet acestei instituții, practic într-o simbioză permanentă, și se simte acest lucru. Împreună cu ceilalți colegi formăm o echipă extraordinar de frumoasă și totodată foarte bine pregătită, iar asta se reflectă în rezultatele pe care copiii, elevii Colegiul Național Gheorghe Lazar le au. Bine ne reîntâlnim astăzi, într-un moment festiv, la ceas aniversar. Astăzi, când Clubul Istoricește, Clubul Elevilor Pasionați de Istorie din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazar, împlinesc un an de activitate. Cum spuneam,
În cadru festiv, astăzi în Amfiteatru Nicolae Iorga, Amfiteatrul Facultății de Istorie a Universității București, în prezența gazdei noastre, doamna decan Florentina Nițu, pe care o salutăm și o felicităm și mulțumim pentru sprijinul necontenit pe care l-a acordat clubului nostru de istorie, club care împlinește un an de zile, așa cum vă spuneam. A fost un an foarte greu, un an atipic, cu multe greutăți, dar am reușit să facem împreună câteva lucruri interesante. Demersul educațional din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, centrat pe nevoile elevului și pe integritatea profesională și socioculturală, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității elevilor. Ce rezultate au copiii la istorie? Și aș vrea să vorbim puțin și despre programa de învățământ. Eu cred că rezultatele sunt foarte bune, de vreme ce sunt deosebit de activi la orele mele, sunt surprins în mod plăcut, cu câtă seriozitate își fac temele, cu câtă seriozitate și atenție la detalii își fac temele pe care le dau, în special pe partea de studiu individual. Încerc să-i aduc către studiu individual, către această dorință de a cerceta, de a afla răspunsuri, de a înțelege un eveniment istoric în funcție de context. Și atunci mizez foarte mult pe această cointeresare a lor, pe această implicare. Și vreau să vă spun că rezultatele, din punctul meu de vedere, sunt deosebit de satisfăcătoare. Văd că sunt interesați, văd că intrăm în discuții tot timpul și avem subiecte noi și vin cu întrebări și încercăm să găsim împreună răspunsuri la tot felul de dileme istorice și văd că acele întrebări retorice apar încă de la o vârstă fragedă. Eu am elevi de clasa a noua, sunt și diriginte la clasa a noua. Am niște copii extraordinar de frumoși, de bine pregătiți, de cuminți, făcând o analiză așa foarte sinceră cum eram eu la vârsta lor, e o mare diferență. Și încercăm să facem tot felul de activități. Din păcate, situația este așa cum este în perioada aceasta și avem multe restricții și nu putem să facem atât de multe pe cât ne-am dorit să facem. Cu toate astea, am reușit în scurtul timp petrecut aici să organizăm o expoziție la Muzeul Național de Istorie a României, o expoziție pe care încă o mai puteți vizita până la sfârșitul lunii aprilie, expoziție dedicată celor 160 de ani de tradiție în învățământul românesc a Colegiului Național Gheorghe Lazăr. Am reușit să facem întâlniri și dezbateri, bineînțeles într-un cadru restrâns, respectând normele de siguranță sanitară care sunt impuse, dar am reușit să avem o întâlnire cu președintele Academiei Române, excelența sa, domnul Ioan Aurel Pop, o întâlnire, o dezbatere pe temă istorică găzduită de Biblioteca Națională a României, dezbatere care a dus la o invitație către elevii Colegiului Național Gheorghe Lazăr de a vizita Academia Română. Și iată că la invitația domnului președinte, preț de 2 ore, elevii Colegiului Național Gheorghe Lazăr au fost oaspeții Academiei Române. Am avut parte de un tur privat, în sensul că chiar domnul președinte a fost gazda noastră și pe semne că i-au plăcut copiii foarte mult din colegiul nostru. De asemenea, am făcut o vizită la Facultatea de Istorie, ne-am întâlnit cu doamna decan Florentina Nițu și am aflat cum este să fii student, cum este să studiezi istoria chiar în inima Bucureștiului. De asemenea, am reușit cu sprijinul administrației locale, prin intermediul Centrului Cultural Ștefan Iordache din primăria sectorului 5, să edităm o monografie la Monitorul Oficial, o lucrare din punct de vedere grafic excepțională, care redă în amănunte inedite istoria Colegiului Național Gheorghe Lazăr și implicit acelor 160 de ani de tradiție. Am
avut sprijin din partea conducerii Muzeului Național de Istoria României. Domnul director Ernest Oberlander Târnăveanu ne-a sprijinit chiar din prima clipă această inițiativă a noastră și pe lângă faptul că ne-a găzduit această expoziție, ne-a oferit și documente din patrimoniul Muzeului Național de Istorie. Și am reușit împreună cu un colectiv redacțional de excepție să edităm această monografie, care este a șasea din istoria liceului, din cei 160 de ani de tradiție în învățământul românesc. Portretul original, pictat de către Sava Henția, se află în patrimoniul Muzeului Național, portretul lui Gheorghe Lazăr, și de asemenea poate fi originalul văzut în cadrul expoziției de la Muzeul Național de Istorie a României. Pe lângă aceasta avem tot felul de documente inedite și o prezentare interesantă, asta și din punctul de vedere al tinerilor, pentru că vorbim de o instituție care are 160 de ani de tradiție. Vorbim puțin despre programa școlară, ce se studiază în liceu la istorie astăzi. Astăzi facem la clasa noastră istorie universală, facem o trecere succintă printre principalele evenimente istorice, începând de la preistorie, apoi antichitate, perioada Evului Mediu, acum suntem în perioada Evului Mediu, ca să spun așa, cu lecțiile, și până la istoria modernă. Și pe parcursul acestei treceri în revista principalelor evenimente istorice, încercăm, mai ales în această perioadă, să facem cumva să fie mai interactiv, să fie mai pe înțelesul elevilor. De aceea, când am avut, spre exemplu, lecția despre civilizația getodacă sau despre Imperiul Roman, am făcut orele împreună cu prietenii și colegii mei de la Muzeul Național de Istoria României, în cadrul muzeului, îmbrăcați în costume de epocă, și împreună am făcut o serie de lecții online, atât pentru elevii liceului nostru, dar și pentru comunitatea românească din diaspora. Adică, în același timp, pentru că avem posibilitatea tehnică, am făcut și pentru copiii români din diaspora această lecție. Adică am permis și lor să intre și să vadă o lecție interactivă, o lecție în care le explicam copiilor cum funcționează o armă, spre exemplu, cum funcționează un sistem de harnașament al unui soldat și așa mai departe. Adică am încercat să facem istoria cât mai interactivă, cât mai atractivă cu putință și cumva să o scoatem dintre coperțile cărților și să o facem oarecum mai palpabilă în condițiile date. Cunoscând istoria, eroii, tradiția, ne facem mai sociabili, mai altruiști, mai iubitori de om și viață, scria Nicolae Iorga. Să sperăm că generațiile care se formează în aceste timpuri complicate vor avea răgazul să se intereseze de trecutul acestei țări, astfel încât greșelile să nu fie repetate. Care sunt cele mai frecvente întrebări la orele de istorie? Care sunt subiectele care interesează mai mult? Este vorba de istorie recentă sau de Evmediu, de antichitate? Care sunt întrebările cele mai frecvente? Întrebările cele mai frecvente sunt cele cumva scoase din program, în sensul că elevii sunt interesați mai mult de partea socială, spre exemplu. Adică sunt interesați de ce îmbrăcau romanii, de ce mâncau romanii, lucruri care nu neapărat sunt evocate în cărțile de istorie, pentru că în cărțile noastre de istorie citim o istorie în date, în foarte multe cifre, pe care de regulă copiii trebuie să le memoreze, însă pe ei interesează și partea socială. Interesează și ce mâncau, cum spuneam, acești romani, ce distracții aveau, de exemplu, cum își petreceau timpul, lucruri mai de viață de zi cu zi. Să aibă o frescă a societății din acea perioadă. Exact. De aceea trebuie să
încercăm să cunoaștem adevărul istoric, să încercăm să-l cunoaștem din mai multe surse. Asta este foarte important, pentru că întotdeauna știm bine că istoria este scrisă de învingători. Și dacă e să citim anumite documente din mai multe surse, o să vedem că fiecare sursă are propria sa interpretare. De multe ori, evenimentele sunt relatate nu de martori oculari și nici măcar de martori contemporani. Sunt relatate sute de ani mai târziu și, bineînțeles, din prisma propriei interpretări, care poate să fie viciată. Atunci e bine să comparăm informațiile istorice din mai multe surse și, de asemenea, foarte important, dacă avem dovezi arheologice, să le coroborăm cu acestea, pentru că dacă a fost o bătălie undeva, nu se poate să nu există vreo dovadă arheologică, să rămână o săgeată, o bucată de harnașament sau ceva. Și atunci, practic, istoria este un fel de puzzle în care adunăm mici informații din mai multe surse și încercăm să facem povestea.